Duminica aceasta, în Biserica Ortodoxă Română, va fi sărbătorită Duminica Migranților Români. Ca urmare a hotărârii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române din 25 februarie 2009, această zi dedicată tuturor românilor migranți se sărbătorește în fiecare an, în prima duminică după praznicul adormirii Maicii Domnului. Data nu a fost aleasă întâmplător, luna august fiind cea în care cei mai mulți dintre românii care muncesc în străinătate se întorc acasă. Cu acest prilej, prea fericitul părinte Daniel, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a adresat un mesaj tuturor românilor migranți. În mesajul intitulat Iubirea de biserică și neam întărește comuniunea românilor de pretutindeni, prea sa adresează cuvinte de prețuire și de încurajare tuturor românilor plecați din țară în diverse părți ale lumii. În anul mântuirii 2015, declarat de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române drept anul omagial al misiunii parohiei și mănăstirii azi, precum și anul comemorativ al Sfântului Ioan Gură de Aur și al Marilor Păstori de Suflete din Eparhii, este foarte necesar să reflectăm asupra rolului bisericii de a fi misionară și mărturisitoare în lumea de azi marcată de criză spirituală, morală și economică, de violență și migrație. Misiunea bisericii noastre în diaspora este deosebit de importantă, deoarece românii migranți trăiesc cu speranța într-un viitor mai prosper, dar și cu dorul de locurile natale, de țară. În contextul provocărilor actuale este nevoie de discernământ și de multă răbdare, dar mai ales de multă rugăciune, pentru ca Dumnezeu să ne lumineze și să ne întărească în credință, speranță și iubire frățească. Biserica vine în întâmpinarea tuturor românilor, dar în special a celor migranți, înțelegându-le greutățile cu care se confruntă, sprijinindu-i, încurajându-i și susținându-i prin rugăciunile ei permanente și prin activitățile ei concrete pastorale, social-filantropice și culturale. Astfel, prin înființarea parohiilor din diaspora, prin ierarhii și preoții care slujesc cu multă dăruire de sine comunitățile de români, prin programele liturgice adaptate contextului, prin promovarea valorilor autentice ale Ortodoxiei și ale poporului român, prin organizarea evenimentelor religioase, sociale, culturale și catehetice, prin cultivarea și transmiterea tradițiilor, dar și a limbii române, Biserica Ortodoxă Română se străduiește să vină în întâmpinarea problemelor majore ale românilor migranți. În acest sens, astăzi, în afara granițelor României, există 13 eparhii ortodoxe române, în care slujesc 935 de clerici, în 844 de parohii și filii, și 28 de mănăstiri și schituri. Cu multă dragoste părintească, îi îndemnăm și îi încurajăm pe toți credincioșii ortodoxi români din afara granițelor să cultive legătura cu slujitorii bisericii noastre, să le solicite ajutorul și povățuirea, să se spovedească și să se împărtășească cu Sfânta Euharistie, participând la viața liturgică a parohiilor românești și trăind în bucuria comunionii frățești cu ceilalți români, împărtășind experiențele comune și ajutându-se reciproc îndeosebi ne adresăm părinților români plecați la muncă în străinătate, îndemnându-i să păstreze unitatea familiei și să rămână în permanent contact cu fiii și cu fiicele lor și cu cei rămași în țară, pentru ca distanțele geografice mari să nu producă îndepărtare sufletească sau în străinare spirituală a unora față de alții. În acest an, Duminica Migranților Români coincide cu prăznuirea Sfinților Martiri Brâncoveni, 16 august. Sfântul Voievod martir Constantin Brâncoveanu reprezintă un simbol al demnității românești, iar exemplul său constituie o lumină peste timp care ne cheamă pe toți, indiferent de locul unde ne aflăm, să mărturisim prin viața și faptele noastre dragostea de Hristos, de biserică și de neam. Sfinții martiri Brâncoveni ne îndeamnă să fim martori și misionari ai lui Hristos cel răstignit și înviat. În continuitate de duh cu înaintașii noștri care au fost ctitori de biserici și de cultură și care s-au jertfit pentru credință și popor, apărând valori eterne într-o lume schimbătoare și adesea ostilă credinței creștine. Cu prilejul Duminicii Migranților Români, adresăm cal de felicitări tuturor românilor care, cu demnitate și stăruință, contribuie la păstrarea, cultivarea și promovarea spiritualității și identității românești. Ne rugăm lui Dumnezeu să-i binecuvânteze pe toți românii aflați printre străini, dărâindu-le sănătate și mântuire, pace și fericire, dinpreună cu bucuria de a fi iubitori de biserică și de neam. Cu deosebită prețuire și părintească binecuvântare, Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.